anumite reacții negative referitoare la noile cărți de identitate anunțate de MAI au fost și înțeleg că mai sunt provocate de o pură neînțelegere a conținutului acestui proiect, explicat de altfel de autorități acum câteva luni. Dar aceste discuții și rețineri sunt provocate și de unele temeri excesive și nejustificate din punct de vedere religios. Problema cărții de identitate nu este una de natură teologică, religioasă, ci pur administrativă. Nu e vorba nici de cartea cărților, nici de cartea vieții, ca să citez două sintagme biblice, ci este vorba despre banala carte de identitate cetățenească. E vorba așadar despre identitatea noastră de tip cetățenesc și nu despre identitatea noastră profundă, spirituală, religioasă. Aceste cărți de identitate, numite și electronice, vor conține niște date banale despre fiecare dintre noi. Nu e vorba de niciun fel de furt al identității noastre de tip spiritual, moral sau religios. Așa cum au anunțat autoritățile, se va crea și posibilitatea de a avea carte de identitate simplă pentru cetățenii care nu vor o carte de identitate cu chip sau electronică. Există așadar posibilitatea de a nu opta pentru eliberarea unui asemenea document electronic. Păstrarea acestei opțiuni cred că este foarte importantă și coincide cu respectul față de sensibilitățile religioase ale unor cetățeni care pot vedea lucrurile până la un anumit punct și dincolo de care începe o reținere, pe care noi încercăm în calitate de autorități bisericești să o limpezim, dar în măsura în care acest lucru nu este posibil și reținerea persistă, înțeleg că autoritatea de stat dă posibilitatea de a opta pentru o carte de identitate non-electronică. În același timp, și cu asta închei, amintesc că în anul 2009, când au apărut așa zisele pașapoarte biometrice, ne-am mai confruntat cu asemenea rețineri punctuale din partea unor persoane sau micii comunități religioase. Să ne amintim că atunci Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, printr-o hotărâre foarte limpede, publicată, referitoare la acele pașapoarte biometrice, a atras atenția și citez din această hotărâre că Biserica, prin Sfântul ei Sinod, îi îndeamnă pe credincioși, pe monași și întregul cler să rămână statornici în credință, să sporească în rugăciune și fapte bune, să viețuiască creștinește în familie, în mănăstire, în societate, fără a răspândi panică și îngrijorare prin preocupare excesivă pentru lucruri trecătoare. Așadar, să punem accentele corect și să nu amestecăm lucrurile.